În ciuda interdicțiilor primite din partea autorităților din America, fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, se află încă în SUA, un lucru confirmat chiar de către finul său de cununie, Adrian Cadru, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Astfel, în acest context, deputatul Partidului Democrat a spus că anunțul făcut de secretarul de stat american Mike Pompeo ar fi doar unul politic. Această declarație este mai mult o declarație politică, așa. Nu are efecte juridice la tot ceea ce înseamnă, nu știu, șederea în Statele Unite, are efect pentru viza dacă vrei să intre, dar dumnealui deja e acolo. Doi, nu are efect pe, nu știu, pe chestiuni legate de patrimoniu, de familie, de securitate. Deci e mai mult o declarație politică care înțeleg că a fost făcută ca răspuns la nenumărate solicitări din partea guvernului pe atunci, Maia Sandu. Mai mult, Adrian Candu a spus că atât Vladimir Plahotniuc cât și familia acestuia sunt bine mersi în America. Nu înțeleg că familia nu este afectată și nu vizează. Sunt în Statele Unite. Da. Amintim că luni, potrivit wallstreet.com, la 3 săptămâni după ce Vladimir Plahotniuc a primit o sancțiune care prevedea ca atât el cât și rudele sale de gradul 1, soția și cei doi fii, să nu mai primească viza de intrare în America, ex-liderul PD nu apărea încă în listele cu persoane indizerabile sau supuse sancțiunilor SUA.